Te pido, estás segura que no puedo me concentres. ¿Ves, mija, que no puedo me concentres? Da mute el bani, nebunule, pe... Băi, tu să-ți deschizi gura să vorbești când ai fi la masă, piolchi trosiști! Păi mai apuc de tine! Tu nu vrei să stai câte o oră la mutare și leși de rând ca... Taci! Așa face mari maestri și de câte 2-3 ceasuri la mutare. N-ai văzut tu la televizor, la radio, la... pe ziare, pe centrile astea, mass media, care mai mă cunosc eu. Te cunoști tu. Băi, cap se covă, măcar aia știu să joace, mă, nu confundă regele cu regina ca tine. Dacă nu i-a pus și ei un ceva, o fustiță mai scurtă, un mini, un ceva, sau măcar să-i facă țâțele mai mari, să o recunoști. Oh, cu ce facă, mă, țâțe, mă, că e piesă? Piesă era dacă arăta ca Iuliana mea, bă. Auzi, Bărlane, dar Calu, nu ți se pare că e cam slab dotat? Ba da, dar dacă îl făcea ca realitate, îl complexa pe... Nu mă complexez deloc, că eu nu sunt slab dotat, da? Îl complexa pe rege, pupăză. A, pe rege, da. Că pe tine te complexează și pionul ăla mic, 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 mic de tot. Ce-ți mai zic, Calu? Mă, Denica-și, că de la început că câștigam. Ce vorbești, Bărlane? Nu jucăm deloc. Am câștigat, Cala Rapid cu Steaua. Adică de ce? Ți-a marcat eu brichete? Ce? Ai jucat cu Albele și în calitate de organizator trebuia să te ocupi de siguranța meciului. Da, 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 da. Bogașe, treci. Da, e rândul meu. Hai, 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 dă-te, 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 dă-te. Ar focul, pula mea! Bă, dar să știi că tu joci cu Albele pentru că ești caradit și poți să întreții ordine. Să știi! Tolete, tolete! Apără-mă de huligan! Ultrasul vrea să mă omoare! Poate ultragrasul, bă! Ia fii atent la mine, bă, buhaiule! Toată lumea, ochii la mine, că vreau a vă face un anunț foarte important. Dragi concetățeni, m-am decis. De seară o cer pe Dezirica în căsătorie. Filia, da, cu fata, tu o mori! Ce zici? E splendid. Și tu ce ai zis? Că nu, normal. Că nu? Hai mă, ce naiba, că doar nu sunt nebună să devin iar nevastă. De-abia am scăpat. Plus că, gândiți-vă și voi, ar fi chiar culmea să mă mărit cu afemeiatul de scalțone. Păi și atunci de ce ai acceptat inelul, mă? Păi nu l-am acceptat. N-a vrut să-l mai ia înapoi. Până și libidinosul ăla... chelios de scalțone a fost în stare să-și ceară iubita de soție. Mai fătălăul meu, nu! Pe parcă al meu m-a cerut. Mamă, mă lași, crezi că mă interesează că mai e un prostovan pe lume în afară de al meu? Dar stai, mă, că tu nici măcar nu ești nevastă, mai are timp să te ceară. Nu mai are mult, da? Chiorete, nu faci asta că mă nenorocești. Că te nenorocești. Acordul? Că mă nenorocesc, pupăză. Dacă află Ema că o cer pe de zi, o să facă crize. Nu o să mai am viață cu ea în casă. De ce, bă? Pentru că eu n-am cerut-o încă. Și de când i-am promis? Mai mână știu câteva zile până fac rost de bani de inel. Și pe urmă le cerem împreună. Că dacă tu o ceri pe Dezi înainte, îi aduce aminte și... Și... Da, Iuliana nu i-a adus aminte? Cum să-i aduc aminte, pupăză? Arătându-i inelul pe care i-l-a dat scalțone când a cerut-o de nevastă, mă! Că doar nu știu, eu și gagică ta nu! A cerut-o scalțone, bă! Mărlane, ce faci? Bă, păi dacă pleci de la masă să știi că pierzi partida cu 3-0! Ai pierdut cu 3-0, că ai organizat jocul și n-ai pus pază cum trebuie. Au! Pupă să treci tu să jucăm, hai! Du-te, bă, că n-are cum Iulica să se ia cu chiliosul ăla de scalțone. Chiorete, zi, mă, mai amâni un pic? Du-te, bă, da, cine? Păi ce crezi, bă, că lui Dezirica nu i-au făcut răpopta aia cu măritișul? Du-te, n-ai bani, promutăști un inel de undeva sau niște bani? Că eu de seară... Bani, bani... Pupăză,
păi ce faci, mă, pleci și tu? Să știi că dacă nu te întorci la masă și tu pierzi tot cu 3-0, da? Idem ca Mărlanu, ai pierdut două până acum, prostule. Mama, am pierdut două partide și n-am mâncat măcar un pion. Nu mai mă joc. Ne-am înțeles? Trebuie, mă duc. Du-te acum. Mă duc după. Că oricum nici nu m-a acceptat-o. Nu mai te duci și-ți ceri înapoi cererea căsătoriei. Că nu se știe niciodată. Dacă să-mi bată, mă, femeia și-și aduce aminte de ea. Și zice, da, că femeia la pe ție zice orice arde ori focul. Serios? Da. Firau, n-ai bine de dobitoc, că am fost. Dacă eu ceram după șampanie, acum era nevasta mea. Da. Și te duci și cer cererea înapoi și cer și inelul de căsătorie. Vrei a fi soția mea? Da! Sunt așa emoționată! Sunt așa de nervoasă! Dacă nu mă cere și al meu până diseară, îi sparg botul! Păi atunci eu vă las, porumbeilor, să sărbătoriți momentul. Dar nu pe fișele pacienților, da? Daisy! Te simți bine? Da! Făceam niște exerciții de yoga, știi? De relaxarea... Dar tu ce cauți aici? Am venit să văd și eu inelul ăla pe care l-a dat scalțone lui Iulica. Unde e? Păi e la Iulica. Dar de ce? Păi i-am luat și eu lui Emma 1 și nu vreau să fie mai... O cer pe Emma? Normal! Diseară, știi de când m-am pregătit pentru momentul ăsta? Și vreau să fie ceva special, o surpriză, cu lumânări, cu șampanie, cu șaurma. Ce faci, mă? Păi nu ți-am zis că surpriza, șaurma, scapă și tu repede de ea ca să poți să ies. Ok. Păi dacă o cere și fiorete pe asta și o rământ o necerută, să fii și crăb ca bățâna. Stai liniștită, fată, că tântălăul meu nu e stare de așa ceva. Eu aș fi mulțumită să mă ia de nevastă și fără să mă ceară. Cum ți s-a întâmplat ție de altfel, da? Dar nu mai să mă ia! Auzi, Iulie, nu mi-ară și mie, te rog, încă o dată inelul de la scalțone. E așa frumos. De ce, tu ești masochistă? Nu, dragă. M-am blazat de mult. Nu mai pun eu așa ușor la inimă cu una, cu două. Și asta ar trebui să faci și tu, Emma, să știi. Aha. Să vezi ce scot eu inima aia din piept dacă nu mă cere. Îi dau ultimatum. Că m-am și enervat. Ah, până când? Hai să te arăt inelul. Păi ce faci? Nu-l porți? Momentan nu. Ce vrei să creadă scalțone? Că m-am răzgândit. Hai, îl pui tu la loc, da? Da. Okay. Pa. Pa. Ta-na-na. Mulțumit? Să rămână. Hai, și acum tira s-o cer pe aia că ai văzut ce spumată era. Alo, inelu. Păi, nu vrei să-l duc eu lui Iulica? Nu, a zis să rămână în sertar, hai de-l încoace. În care sertar? Adică, mă rog, hai că am plecat. Hai. Pa, pa. Pa. Scalțone, nici măcar nu l-am scos din cutie. Poți să ți-l iei liniștit înapoi. Amore, să nu mă înțelegi greșit. Eu ți-l las la așa, dar ai nebunit Mărlanu. Dacă nu-l vede, n-am liniște cu el. Bine, mă, vezi că e în cabinet. Ți-l dă de zire că știe unde e. Desiree McCloud, vrei a fi soția mea? Da! Oh, Dumnezeule! Dă gâtul că ți-au inelul! Asta, ia cuțitul și dă inelul! Ba nu! Dă inelul că ți-au gâtul! Nu
ăștia nici în visul meu nu mă lasă să mă mărit. Vrei inel? Uh-huh. Stai, mă. Ia inel, deci. Ia! Ia tu-te! Stator de inele! Ia! Ia! Așa! Fugi! 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 Uită-te, mă, la el. Aolo, să nu-mi spui că ăsta-i semn că nu m-am mărit. Ciao, Deji. Bună! M-a trimis Iuli să-mi dai inelul. Care inel? A zis Iuli că știi. Inelul ăla, că i-am făcut cadou. Cadou, cadou. Ah, inelul ăla. Păi stai să vedem dacă-l găsesc. E pe aici. Ups. Asta e culmea. Ops, ce s-a întâmplat? Mi-a intrat pe deget? Ia ține asta. Mamă, ce naibii? Amă, că asta chiar e culmea. Ce anume? Să nu mai vrea să iasă de pe deget. Dacă tu lumezești un pic, se scoate. Ah, bravo, bravo. Ia să vedem. Nu vrea. Hai, ajută-mă. Hai, vină cu a. Ține de deget și trage. Hai. Hai. Vrei să... Devi, nu pot să cred. Așa disperată ești, mă. Iulica, nu e ceea ce pare. El vrea să mi-l scoată, nu să mi-l pună. Vrei să si îl rotesc? Că de obicei voi femei înțelegeți mereu greșit. Ce? Inelul? Da? Te-a încoace. Nu mai l-am. M-au atacat și mi l-au furat. Și l-au furat? Da. Adică ai fost la Iuliana, i-ai cerut inelul, ea ți l-a dat și a apărut un nenea rău care brusc ți-a furat inelul, nu? Sau o tante, că era pe la spate și n-am văzut sexul. Scalțoane? Da. Uite-te la mine, am eu față de idiot, mă? Da? De ce întreb? E? Cum e? Ce mă, până la urmă ai găsit bani pentru... Da, te oftici? Chitră. Chitră. Mârlane, nu profiți și tu de ocazie să o cer pe Iuli? Că dacă le aude pe Dezi și pe Ema zicând da, poate o ia Valu și zice și ea da. Că femeia la peție zice orice arde ori focul. Serios? Da. Firau, n-ai bine de dobitoc că am fost. Dacă eu ceram după șampania, cum era nevasta mea? Auzi, băi, Ciorete, nu dai mă și tu băut așa ca de sfârșit de burlăcie, că te însori, sărbătorești tu cu prietenii, cu, a? Corect. Dar chiar. Așa chitrosești, mă? Ce-ai vă uitat la mine? Că nu sunt chitros, da? O, bă, că da. Dar nu și-a de mult, că noi de seară trebuie să ajungem la fete. Da, exact, exact. Dar chemați-le pe ele aceia, bă, fraierilor. Le chemați aceia și le cereți în public, cu urale, cu flori. Cam filme, mă, ce-i mai frumos decât chestia asta? O să rămâie cu amintiri plăcute toată viața. La chestia asta le rupeți pe sentiment, mă. Știi că mi-e prost, Murlan? Și le zice că dăm o petrecere pentru... Pentru ce? Lasă-mă că găsim noi ceva. Și la sfârșit, bomba! Bum! Ia, bagă, Murlane! Ah! La 1, 2, 3, îl dați peste cap, da? Da. 3. Păi eu? Da, ia-ți mâncă.
Hai, mai cu viață, fetelor, mai cu viață, că azi e o zi importantă pentru voi. O să vă ceară ăștia de neveste, dar să nu ziceți că v-am spus eu. Hai, sectirul, umflatule, că n-am chef de glumele tale sclinoase. Tu-ți dai seama în ce rahat suntem dacă ajungi și Mărlanul să facă mișto de noi? Hai, nu. Bea. Bă, gluma e glumă, da? Nu ne mai cereți o dată de neveste. Mărare, n-ai zis, mă, că ne ceri. Mișcă-te, Chiorete, hai, vandame, ce stați? Corect. Dezinica, vrei a fi soția Ema? Asta a mea? Cote. Arigato. Dezinica, vrei a fi soția mea? Ema, vrei să fii soția mea? Ema, lasă-mă că gestul contează. Da. Te-ai văzut, mă, ce face bărbatul la băutură? Ce face? Sau crezi că e tot imaginația mea? Iuliana, să știi că eu nu sunt absolut deloc total beat. Nu cred. Vrei să fii soția mea? Ups! Mi-a căzut. Nici să nu te gândești. Auzi, mă, ia, stai așa. Mă, chiar ne-aș ceru pe bune? Dacă nu crezi, hai să oficializăm. Băi, n-aveți curaj să oficializăm? Da. Păi hai să luăm și niște băutură, ca să avem chef de căsătoreală. Da! Hai! Fivar băutura naibii, că-mi plesnesc creierii. Nu știu. Lasă, dragă, că odată te căsătorești. Merită. Căsătorești? Ce? Să nu zici că nu-ți mai aduce aminte ce ai făcut aseară. Să-mi ziceți țărul mâna că v-am filmat eu, că altfel... Ia, hai să ne distrăm puțin. Acestea fiind spuse, vă declar căsătoriți. Domnilor, vă puteți săruta doamnele. Sau, mă rog, după caz. Așa, mă, nemernicule. Adică eu aștept de 3 ani să mă cer. Și tu ce faci, mă? Ceri un bărbat? Zi, mă! Tu nu uite că de fapt n-a fost nimic aia. Ce? Ia. Adică tu nu te-ai căsătorit cu mine? Ba da, mă, mică, lași tu la hohaiele. Dă bă imaginile să deruleze. Să vază iubii, că eram lângă trânsa. Mm.
Chiorete? Am făcut-o la băutură. Nu înseamnă nimic. Și nici măcar nu e valabil, să știi. Ți-ar băutură. Stai, mă! Unde fugi? Stai așa! Ce gașcă vă să faceți? Dragul v-a pus, mă, să beți. Ce combinații! Ieși afară din casa mea! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! A căzut în decor, da? Bine aici! Azi, mă, Mărlane, tu n-o cerfăiule? Hai că dacă le aude pe Deze și pe Ema zicând da, poate eu ia și pe ea valul, știi ce zice? Zice da? Zice, 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 zice